vă invit să visați în țara surâsului. Aceasta este invitația pe care o lansează melomanilor creatorii celui mai recent spectacol de pe scena Operei Naționale Române din Timișoara. O montare ce le va tăia spectatorilor răsuflarea. Opereta Țara Surâsului, creată de Franz Lehár, promite privitorilor o poveste frumoasă, magică și tentantă. Face parte din viața de zi cu zi, este una din cele mai frumoase lucrări scrise de compozitor. Și nu în ultimul rând, tinerețea și efervescența care are loc în timpul acestui spectacol. Personajele spectacolului eveniment își pun povestea în decorurile și costumele create de Geta Medinski. Coreografia este semnată de Carmen Cojocaru, iar conducerea muzicală de Mihaela Silvia Roșca.